Eram căzut în valea umbrei morții. Acum, uitându-mă în trecut, mă înfior. Câtă durere și amărăciune duceam cu mine, nu vă pot azi spune. Eram ca un tăciune fumegând, prin minte întreceau gânduri sinistre. Când am ajuns acolo în suspin, doar plânsul meu amar mi-era alin. Și parcă cei din jur m-au părăsit și nu eram de nimeni prețuit. Nu înțelegeam ce-i cu ființa mea, doream alin, dar cine să mi-l dea? La cine să alerg? N-aveam curaj a spune. Ce-aș fi putut să fac cu viața mea? Eram nimic, n-aveam nimic pe lume și parcă încet și duhul se stingea. Cum de-am ajuns în ghearele durerii? Cum de-am ajuns eu pradă eului din neveghere, egoism și amărăciune, din voia firii care a vrut a mă supune? Așa făcut am eu un pact cu firia și n-am lăsat ca Duhul să-mi vorbească. De fire m-am lăsat les nemințit și îndată de valori am fost golit. În mine firia apăsa cu asuprire. Asta eram, un rob condus de eu. Eșecuri, neputință și suspine creșteau în mine dor de Dumnezeu. Când adâncit în neguri și tenebre, mă tot luptam cu gânduri care dor. O voce am auzit și m-am simțit iubită, era Iisus cu vocea liniștită. Dă-mi mâna ta, mi-a spus cu duioșie, și pun-o în palma mea, aici sunt eu. Nu te vei pierde în noaptea pribegiei, căci Duhul tău de acum e în brațul meu. Eram un vas mânjit și plin de tină, un vas telut de mult nefolosit. Un vas știrbit ce așteaptă modelare, n-aveam nici preț și n-aveam nici culoare. Iisus atunci mi-a spus că-s o valoare, că în ochii lui eu am un preț nespus. Prin sângele-i salvat Hristos mi-a dat iertare, atunci l-am cunoscut în marea sa splendoare. Îl laud azi pe cel ce dă viața, căci îndurarea sa pe mine m-a mântuit. Acum învăț să merg condus de Duh pe cale, abia acum mă simt un izbăvit. Sunt slobod în Hristos, deci merg înainte, deși tumultul care a fost m-a zdruncinat. Am înțeles că sunt un vas de cinste, sunt vasul spart și iar remodelat.